Runda a doua de I Like IT acum cu Iulia Nescu și inspectoarea Pro. Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Camelia, bine ați venit din nou. Bună dimineața. Felicitări echipei de la Inspectorul Pro pentru tot ceea ce face. Sunteți fabuloși. Puteți să faceți o inspecție și pe la noi pe aici, să vedeți dacă avem curat, dacă ne-am tăiat unghiile. Adică... Ai grijă ce-ți dorești. Și foarte important, trebuie să-i aduc la cunoștință și comentariile făcute de colegii noștri operatori care însuțesc tot timpul pe teren, pentru că a spus că este mereu un cizme de cauciuc. Da. Trece prin situații grele. Nu. Ei au zis că o primesc și așa, să nu-și mai sunt facă. Sunt absolut convins. Da. Nu e chiar mereu un cizme de cauciuc. Unor e și în Adidas. Da, o primesc oricum și așa. Adică să nu se mai plângă pentru că există soluții. Noi, găsesc băieții soluții. Știi ce e paradoxal? Că noi de fiecare dată când ne întâlnim cu Camelia suntem foarte fericiți. Ne bucurăm, râdem, glumim cu ea. Ei, autoritățile când o văd. Exact. Bine, nu au acelea sentimente. Fug. La propriu. Deși ideal ar fi să fie fericite, adică să aibă motive de fericire. Da. E o primar care s-ar ascunde. Și chiar se ascund. Și chiar se ascund. Da, noi suntem acolo. Suntem acolo mereu, în regulă. Problema e la ei oricum. Da. Cu siguranță. Nu intrăm în detalii. Ne mândrim cu faptul că Inspectorul Pro, în speță Camelia Donțu, dar și colegele noastre care fac parte din această echipă, au reușit să îi cucerească și pe cei care le urmăresc pe Facebook, prin postările lor, prin materialele care au fost urmărite de cei care vă văd și la televizor, în cadrul știrilor Pro TV. Și una dintre postările voastre, unul dintre materialele făcute de tine, a ajuns la peste 1 milion de oameni. Felicitări! Este o reușită, într-adevăr, având în vedere că voi aveți o pagină de Facebook pe care o administrați în echipă, nu? Uh-huh. Și care a crescut organic, 100%. Da, tot ceea ce facem e organic. Într-adevăr, am atins milionul. N-am înțeles foarte bine despre ce este vorba, până nu mi-a explicat Iulia. Sunt un milion, acest material despre chilia a ajuns la 1 milion de oameni care au comentat, unii și-au exprimat indignarea, alții ne-au chemat la ei să arate probleme similare. Și așa am reușit să aducem acest loc fabulos, pentru că Delta Dunării este un loc fabulos. L-am adus la voi, acasă, dar cu problemele de acolo. Oamenii v-au scris toate nemulțumirile lor prin comentariile lăsate pe Facebook, vorbind despre un material care are peste 400.000 de vizualizări și care, practic, a și transmis cumva nemulțumirile oamenilor. Ați reușit să și rezolvați ceva în urma acestei deplasări, să spunem? S-au schimbat puțin lucrurile acolo? Am atras atenția autorităților asupra ceea ce se întâmplă acolo. Am făcut acest loc vizibil, pentru că Delta Dunării, din punct de vedere geografic, este undeva departe. Nici autoritățile nu ne ajută să ajungem acolo. Nu există drumuri, oricum acolo se ajunge mare parte pe apă. Iar unde sunt drumuri, nu sunt făcute. Și vreau să arătăm acum puțin și cum arată pagina voastră de Facebook în momentul de față, care este impactul pe care îl are asupra celor care vă urmăresc activitatea în online. Și vorbim așadar de un reach al postărilor de peste 240.000 de oameni în timp real și la fel se întâmplă și în cazul engagementului, adică al interacțiunilor, de peste 20.000 de oameni. Sunt cifre care cumva arată impactul pe care îl aveți voi acum pe Facebook și mai mult decât atât vorbim de numărul foarte mare de vizualizări, de tot ce se întâmplă în general atunci când vine vorba de pagina voastră. Tocmai de aceea o să te rog să le spui tu oamenilor de ce este important să vă dea și follow, nu doar like la pagină, nu? Tot ceea ce facem, noi încercăm, pentru că administrăm singuri această pagină, Iulia ne îndeamnă tot timpul să postăm. Este foarte important să ne urmăriți, pentru că mare parte din subiectele noastre vin de aici. Deci noi le-am luat de pe Facebook, de pe pagina noastră de pe Facebook, de pe știrile Pro TV. Din comentariile oamenilor, dar din ceea ce dumneavoastră ne comentați, noi selectăm subiecte. Dacă sunt și poze și dovezi, noi putem porni de acolo și le documentăm, pentru că important este ca noi să rezolvăm sau să fim acolo unde dumneavoastră aveți probleme. Mulțumim foarte mult, Camelia, pentru tot ce faceți, atât ție cât și colegilor tare. Îmi pare rău că n-au putut și ele să fie astăzi alături de noi, dar sunt pe teren.
Așa că astăzi a trebuit să se sacrifice unul dintre oamenii din echipă. Nu uitați și de adresa de mail pe care ați pus-o la dispoziția celor care vă urmăresc. Nu, te rog să o spui tu. inspectorulpro@protv.ro. Acolo puteți să ne scrieți despre orice problemă aveți. Orice nemulțumire. Orice nemulțumire, da. Da, pentru că există soluții. Mulțumim foarte mult, Camelia. Urmărim cu mare interes acest cumva nou sezon al Inspectorului Pro, care se desfășoară în cadrul știrilor ProTV la ora 19 în fiecare săptămână.